Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tudu e justiția în Republica Fantastică România. Vă informez că a fost finalizat un dosar de mare corupție în județul Botoșani, adică șpăgi la agenți de poliție între 100 de lei și 100 de euro, plus brânzică. Cineva s-ar putea mira că DNA se ocupă de astfel de mizilicuri, să nu zic găinării, dar sunt convins că ați remarcat ce mare penurie de corupție se întâmplă în țara noastră. Dacă e să te iei după ce mai face DNA, pare că a fost eradicată aproape complet marea corupție, pe cale de dispariție. Nu mai sunt miniștri, șefi de partid, politicieni cu influență prinși cu corupția în conturi, decât așa, aproape accidental. Mai mușcă vreun baron local o momeală de-asta cu șpagă în portbagaj, un baron local care nu pricepe că e vremea să se pensioneze, că se mai schimbă și generațiile, mai lași și pe alții. În rest, plevușcă, nene, plevușcă. Corupt mic, corupt bun. Da. Pare a fi noua deviză a DNA. Așadar, după o cercetare amplă făcută de DNA Suceava și un proces lung, au fost aspru pedepsiți 4 polițiști și 2 șoferi. Ei au luat pedepse grele de închisoare cu suspendare, gen 2 ani, și le-a mai dat niște zile de muncă în folosul comunității. În plus, 2 dintre polițiști au fost condamnați să dea înapoi brânza primită ca șpagă. Nu râdeți. Cu totul 5 kg de caș prima întâi, cum ar zice Caragiale. Duralex, sedlex, vorba latinului. Legea e aspră, dar asta e legea. Când ordonă judecătorul să dai înapoi cașul, păi îl dai. Bine, e vorba de caș-caș, adică nu de caș bani. Cash-cash. Caș-cash. Se potrivește și aia cu mare-mic, coruptul ciordește. Mare-mic, coruptul ciordește. Dar păi să lăsăm noi coruptul să fugă cu 5 kg. Și de fapt este altfel, că sunt 2 polițiști care au luat cele 5 kg. Să lăsăm noi corupții să fugă fiecare cu câte 2 kg și 500 de grame de caș. Mita în natură lactică, e corect, a fost luată în vara anului 2020 de 2 polițiști din lotul judecat. Ei și-au împărțit brânza ca frații. Da. Potrivit principiului coleg-coleg, da, brânza ei în bani. Da, că le avem pătate. Totuși, slavă cerului, justiția a cerut... L-au prins pe ăla fără declarație sau ce-o fi fost? Că atunci se circula nevoios. Da, corect. Justiția a cerut contravaloarea mitei mâncate și eliminate, deci, de 4 ani. A cerut, a decis... Deci, au putea să dea brânză de aia, mâncăcăită înapoi. Era mai simplu. 40 de lei. Și mai scumpă. Le-a luat câte 100 de lei. Băi, nu. Deci trebuie să dea înapoi câte 75 de lei, jumătate de caș mâncată de fiecare. Era mai ieftin atunci. Dar e la prețul de atunci. Fiecare cât? 5 kg. Deci 2 kg jumate, 2 kg jumate. Poate că... Unde vrei să ajungi? Unde vreau să ajung? La preț. 75 de lei, deci 30 de lei kilo în 2020. Da. Cât e azi? Vreo 46. Bă, ce s-au scumpit lucrurile, bă, frate. Da. Asta, acum nu-ți mai permis să dai 5 kg de caș pagă. Nu mai. Mult mai scump. Maxim 3. Șeful, aș da 5, dar nu mai am bani. Vrei 3. Una peste alta, să remarcăm că timiditatea DNA în cazuri de mare corupție se traduce în anchete și procese lungi pentru prejudicii ridicole. Acum, nu mă înțelegeți greșit. Nu că n-ar trebui eliminată și mica corupție, evident. Adică, mic, mare coruptul e corupt, sigur că da. Doar că o asemenea acțiune judiciară costă probabil de zeci de ori mai mult decât prejudiciul. Cât i-au anchetat pe ea, cât i-au judecat, cât toate astea costă. Polițiștii respectivi au luat cu toții pedepse cu suspendare, vor trebui să facă muncă în folosul de comunități și asta e ok. Nu, ei scos din sistem. Presupun, sper, cu condamnare penală, presupun că nu se mai pot angaja polițiști, da. Bun, ok, nu aglomerez închisorile cu niște polițiști imorali care au luat șpagă în brânză și câteva sute de lei. Bași la pușcărie pentru asta, e prea mult. Dar mă gândesc poate că un factor descurajant mult mai puternic decât pedeapsa asta cu suspendare și confiscarea brânzei după 5 ani, ar fi tăierea pensiilor de serviciu, de exemplu, și a tuturor beneficiilor pentru cei care sunt plătiți să apere legea și care fac o afacere personală din încălcarea ei. Înțelegeți? E post. Nu e ca și cu, adică au fost dezbătute în Parlament diverse proiecte legislative cu acest subiect. Unele au fost și votate în câte o cameră, doar că nu au fost niciodată adoptate și promulgate. Dacă cumva mă înșel, vă rog să-mi spuneți. Dacă este vreo lege în vigoare care spune că polițiștii, sau în general cei care au pensii speciale, sunt prinși condamnați pentru corupție, în definitiv, dacă pierd pensiile lor speciale, îmi spuneți. Că eu știu că n-a trecut nimic în sensul ăsta.
Adică ceva i-a umplut de timiditate în ultimul moment pe parlamentarii care trebuiau să dea voturi anticorupție. Și e foarte multă timiditate pe subiectul ăsta în ultimul timp. Nu, nu vi se pare? Oricum se explică. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.